Salutare! Flavius ne cere să facem un review la telefonul Allview X2 Soul Extreme. Sincer, m-am ferit să vorbesc despre acest telefon. De ce? Primul rând, este un telefon cu caracteristici foarte bune. Avem un octa-core de 64 de bits la o frecvență de 2000, 3 GB de RAM, 64 de mega memorie internă, display de 6 inch și camerele de 24 megapixel, respectiv de 8 megapixel în față. A, da, și era să uit, avem o baterie de 3500 de mAh. Acum, având aceste caracteristici bune, telefonul arătând bine, mișcându-se destul de bine, foarte multă lume începe să facă comparații între el și telefoane gen Note 5 sau Nexus 6 Pen. Și o comparație cu Note 4 mi se pare puțin curajoasă, deși Allview pare să aibă un avantaj pe hârtie. Dar ce se întâmplă? Bine, știm că la telefoanele de firmă plătim brandul, iar prețul real al produsului este mult mai mic. Și atunci prindem curaj să facem astfel de comparații. De parcă am vrea să găsim jucători ieftini cu talente ascunse. Dar, din păcate, firmele mici, și asta este o chestiune general valabilă, chiar dacă folosesc componente bune sau de calitate, trebuie să scoată și ele profit. Și atunci încep să facă compromisuri la controlul calității sau la alte proceduri. Iar din aceasta rezultă o groază de produse cu probleme. În cazul nostru, la telefoane se încălzesc exagerat, butoane care rămân blocate, nu rețin bateria, display-uri care se sting, nu recunosc unele carduri de memorie, bâzit în căști, bâzit în timpul apelurilor, blocări aiurea și așa mai departe. Lista poate continua. La fel și în cazul telefonului nostru. Este un telefon cu caracteristici foarte bune. Pot să spun că este un telefon spre premium. Dar probabil că dintr-o sută de telefoane, 10-20 au probleme. Și acum nu mă refer la problemele care apar în primele zile de funcționare, în care pui telefonul în cutie și îl trimiți înapoi, ci la probleme care apar în timp, știu eu, după 3-4 luni sau mai mult. Așa că, dacă vă hotărâți să dați 16-17 milioane pe un telefon și nu vreți să riscați, sfatul nostru este să mergeți pe un brand consacrat. Dacă vreți să riscați și de ce nu să câștigați, puteți alege acest telefon. Cam aceasta a fost părerea noastră despre Allview X2 Extreme. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să auzim numai de bine.